drumul pe cărare, mergem în pădurea mare. În pădure păsărele cântă sus pe ramurele. Cașcăzârli? Da! Mai țineți minte când am făcut ultima călătorie? Da! Da. Și eu am fost șoferul? Da! Că cum a fost? Curba la stânga! Curba la dreapta! Ce v-am promis după călătorie? Te-ai promis că o să mai ai câteva lecții de condus. Hai că v-am adus și pe voi în cel mai bun loc, unde poți să afli toate lucrurile pe care vrei să le știi despre meseria de șofer și de pilot, despre meseriile de șofer și de pilot și despre siguranță, și o să vă placă foarte tare. Închideți ochii, întindeți mâinile și spuneți: tiribam, tiribum, Mihai este instructor de pilot și o să ne învețe mai multe lucruri. Tiribam, tiribum, Mihai să apară acum! Bună! Bună! Bine ați venit, drăguților, pe la noi! Bine ați venit! Dragă Mihai, astăzi vrem să aflăm de la tine cât mai multe despre cum poți să fii un șofer bun și cum poți să devii pilot. Da, și cum poți să devii un pilot copil. Cum? Da, prima oară trebuie să facem școala de șofer, da? Da, da. Orice ar fi. Orice ar fi, trebuie să luăm permisul de conducere. După care, da, ne specializăm. Venim aici și avem tot felul de experiențe pregătite, avem tot felul de lucruri interesante care ne învață, în primul rând, să fim siguri pe șosea, la volan, și în al doilea rând ne învață să putem să controlăm mașina în situații în care poate n-ar trebui să ajungem. Dar ce te face un pilot adevărat de mașină? E, în primul rând că trebuie să muncești foarte mult ca să ajungi acolo. Da. Pilotajul este un sport. Și ca orice alt sport înseamnă muncă, școală. Înseamnă școală și înseamnă pregătire fizică. Adică antrenament! Cum îți poți da seama, Mihai, că ai fi potrivit pentru sportul ăsta? Bine, trebuie început la o vârstă fragedă, dacă vrei să ajungi de performanță, foarte clar, ca în orice alt sport. Ați văzut că sunt atâtea exemple. Și, bineînțeles, aptitudinile, parte din ele se află acolo și trebuie doar dezvelite, descoperite. Parte din ele se pot deprinde. Se începe de pe la un 4 anișori așa și mergem până undeva pe la un 12-14, da? Ce trebuie să facă pasagerul de pe bancheta din spate? 1. Când se urcă în mașină? Când se urcă în mașină, trebuie să-și pună centurica de siguranță. 2. Trebuie să asculte ceea ce îi spune șoferul. Da. Da? 3. Nu trebuie să părăsească mașina decât la indicația șoferului. Nu trebuie să deschidă ușa brusc. Și nici geamul. Ok. Pentru că sunt tot felul de pericole. Mulțumim mult, Mihai, și vrem să te rugăm foarte tare dacă poți să ne duci și pe noi să ne plimbi aici pe la voi pe pista asta, că eu nu m-am dat niciodată pe o pistă. Și înainte de asta voiam să te provocăm și noi la un joc. Jocuri de jucat pe pistă. Bravo, da. Fetiță Zurli. Vreau să fii cu minte. Da, asta nu e un joc. Bine, vreau să fiți fericiți. Dar hai să facem altfel. Fiecare să spună vreau să fii și să dea o comandă și noi toți ceilalți, inclusiv Mihai, să facem comanda respectivă. Vreau să fiți măturici, dansatoare. Măturică, vrăjii, măturică, vrăjii, măturică, zboară. Bine. Vreau să fiți niște balerine la opera din Moscova. Hai, da, Mihai, te rog, dă-ne o provocare care să ne lase să... Vreau să fiți, vreau să fiți, vreau să fiți piloți. Puneți-vă căștile, 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 echipa mașină. Ochelarii, ochelarii. 3, 2, 1 și... Stai, dă cu spate. Există posibilitatea să urcăm în vreo mașină de adevărat? Sigur, da. Cașcă? Da! Puneți mâinile pe volan? Da! Piciorul pe accelerație? Da, eu de unde? Privirea înainte, concentrați-vă și spre Academia Titi Hour, pornim!
Mai țineți minte când ați spus că vă imaginați mașini care zboară? Da. Care stau suspendate? Exact. Da. Uitați-vă ce avem aici. Mama mia. Toate mașinile astea stau suspendate. Dar ce simulează ele de fapt? Ele ți arată ce înseamnă centurică de siguranță. Cum adică? Adică de ce ar trebui să o purtăm, cum ar trebui să o purtăm. Din momentul în care ne-am urcat în mașină până când am ajuns la destinație. E, foarte bine. Centurica este cea care ne ține în mașină. Ne ajută să nu ne lovim de, eu știu, obiectele înconjurătoare, de scaunele din față, de uși, de restul caroseriei unii mașinii. De alții. Unii de alții. De adică care... noi am tras mașina pe dreapta, da, ca să facă cineva... Pipi! Exact. Da. Da. Și voi v-ați dat jos centurile și ați stat relaxați că suntem pe marginea drumului. Și din spate, vine o mașină cu un șofer care poate a adormit. Da. Și el nu ne vede pe marginea drumului și vine direct și ne lovește din spate și fără centură... Te duci direct pe geamul din față, zbori, exact. Și cei din față și cei din spate și centura de siguranță în mod corect se folosește de așa natură încât să fie cât mai aproape de corpul celui care o poartă. Și în special la voi copii e foarte important să faceți de așa natură să n-aveți centura pe gât. Gâtul e o zonă sensibilă, nu vrem să apăsăm acolo. Nu centurica vrem. Asta face, apasă și nu vrem să apese decât în zona asta unde este sigur să apese. Cașcăzârli? Da. Spre deosebire de situațiile în care voi vă urcați în mașină și după ce am plecat și deja eu am 20, 30, 40, 50 de kilometri la oră și vă amintiți că vă e sete, eu zic că înainte de orice, pauză de sete. Da! Tiribam, tiribum, apasă, apară, acum! Eu le spun tot timpul că așa cum mașinile înainte de a pleca undeva la drum trebuie duse într-o stație și pus combustibil în rezervor, la fel trebuie să bem apă dimineața când ne trezim, pentru că este cel mai important combustibil pentru corp. Adică, ca și cum corpul meu ar fi mașina mea și exact. Apa e benzina mea. Exact. Da. Oh, apa da. E benzina ta și dacă vrei să stai într-un picior, că tu ai deja două picioare, da? Da. Cum stă mașina din patru roți pe două roți. Da. Tu dacă vrei să stai într-un picior și ia, încerca să vă țineți echilibru. Așa. Stai. Nu prea ție să vrăjimăturică, mai bea niște apă. Mai multă decât tine și de-aia, vezi? Hidratarea este cea mai importantă. Cea mai importantă, iar pauza de sete trebuie luată, nu știu, din oră în oră, dacă se poate. La fel cum după 40 de minute de învățat, te oprești 5 minute să faci pauză de minte, tot așa, după o oră de nebăut apă, te oprești 3 secunde să faci pauză de sete. Mergem? Mergem. Hai. Succes! Țineți în pumnii, da? Da. Da. Bun, Mirela, facem impactul de care am vorbit? Viteză foarte mică, impact cu obstacol fix. Să vedem cum arată, să vedem cum ne ajută centura de siguranță. Ok. Și restul ne imaginăm. Da. Gașcăzurile, întineți pumnii? Da, poți! Hai că poți! Hai că poți! Zâmbește! Ești... Bravo, tante prezentatoare! Ești frumoasă la volan! Și foarte curajoasă! Hai să vedem cum arată treaba. Dinții, dinții! Atenție! Hai că poți! Hai că poți! Hai! Voi conduce cu toată atenția din lume, vă promit! Bun, Mirela, vedem ce facem în momentul în care am avut un accident și mașina, să spunem că s-a răsturnat, și vedem cum ne ajută centura de siguranță. O să se răsturne de adevăratele? O să se răsturne de adevăratele. Aoleu! Încetişor, încetişor, și centurica de siguranță este singurul lucru care te ține acolo. Hai să încercăm. Ok. Curaj, tati, frate! Haide! Suntem aici! Și cu părul în sus. Vai de capul meu! Dacă nu aveai centură... Da, niciodată nu o să mai merg fără centură în viața vieților mele. Mihai, o să te țin minte toată viața. Mulțumesc!